câte poate povesti o arhivă? Măcar cât 8 expoziții, când vine vorba de Casa Mureșenilor. În Muzeul Imnului Național s-au întors poveștile rostite prin câteva piese originale și multe panouri, ecrane și sunete venite din Temirce Ungher, să le amintească celor care vor să cunoască pagini din istoria orașului și oamenilor care au scris-o în românește în secolele 19 și 20. Căsuța albastră de pe șirul inului dăruiește vizitatorului crâmpeie din tezaurul Mureșenilor, așa cum au rămas în arhivele în care doar muzeografii au acces și în memoria pietrei, din care se recompun momentele în care se scria, se tipărea, se picta și se compunea. Pentru orașul de atunci, cu gândul la Brașovul de azi și de mai târziu. După multe luni în care primele încăperi ale muzeului au fost dăruite gravurilor lui Rembrandt, spiritul Brașovului de altădată se întoarce pentru a fi descoperit de cei care nu vor să piardă ocazia, extrem de rară, de a vedea în original poezia un răsunet, ori scrieri, partituri și fotografii de care s-au bucurat proprietarii acestei case a culturii din Piața Sfatului 25. Emoționantă și efemeră reîntâlnire cu mureșenii în primele luni din 2016. O invitație la o nuntă din familia lor poate fi privită acum ca o invitație de a vizita cele 8 mini-expoziții care amintesc de cercetările muzeografilor din ultimii ani. Originală și binevenită retrospectivă în așteptarea expoziției regale de la Castelul Peleș. După ce lungă vreme muzeul a fost sub dominația Rembrandt, iată că din nou Arhiva Mureșenilor le spune povești vizitatorilor. Este o sinteză a muncii muzeografilor din mai mulți ani, am putea spune, și prin tehnici actuale ale muzeisticii, oamenii pot afla lucruri noi și interesante. Ce ați urmărit cu acest mod de a atrage vizitatorii? Încercăm să ne îndeplinim o parte din datoria noastră, care este destul de complexă de altfel în ceea ce facem noi zi de zi. Întotdeauna când discutăm de muzeu, avem în fața ochilor ideea de expoziție. Intri într-o clădire, vezi obiecte vechi, în cazul nostru documente. De multe ori însă nu este atât de evident această componentă de cercetare. Deci muzeul are ca datorie să conserve patrimoniul, adică să avem grijă de el, să-l transmită mai departe cât se poate de nealterat urmașilor noștri. Apoi avem datoria să cercetăm acest patrimoniu și să-l oferim publicului. Aceste 8 expoziții realizate de colegii mei de-a lungul anilor este foarte evidentă componenta de cercetare. Deci nu este pur și simplu un obiect pus într-o vitrină și fiecare înțelege sau nu înțelege, sau un tablou pe un perete. Știți foarte bine, de multe ori aveți această senzație când vizitați un muzeu, că ați văzut lucruri, dar poate nu ați înțeles foarte bine despre ce era vorba. Acum, accentul în această expoziție este pus tocmai pe componenta de cercetare, de introducere într-un context mai larg. Încercăm să spunem o poveste a unui obiect. Deci nu este doar un obiect cu o etichetă. În cazul nostru suntem chiar în sala dedicată documentului cu imnul național al României, Deșteaptă Română. Ce ar fi fost să punem acest document pur și simplu într-o vitrină? Acesta este Deșteaptă Română. Încercăm să ilustrăm în materialele însoțitoare ale fiecărei mini-expoziții o poveste, o poveste complexă, interesantă, cu detalii, cu nuanțări, tocmai pentru a ne asigura că mesajul nostru este bineînțeles. Din păcate, în ultima vreme, omul este tentat să citească din ce în ce mai puțin. Oare vizitatorul vine, are răbdare să citească ce scrie pe aceste panouri? Bineînțeles, este și o invitație la lectură. Nu ne ferim să folosim și alte mijloace de comunicare, multimedia, imagine, film, sunet,
pe ecrane, pe tot fel de ecrane tactile sau fixă. Avem și textă tipărită. Într-adevăr, există această percepție, aș spune poate puțin greșită, că oamenii nu mai citesc. Oamenii citesc mai mult ca niciodată. Acest exercițiu matinal și apoi zilnic de a consulta cine ce-a mai spus pe rețeaua de socializare, de fapt este lectură. Sunt oameni care învață. De rânduri puține și cu mesaje sunt facile. Sunt rânduri puține, dar repet, sunt oameni care citesc mai mult decât au citit vreodată în ultimii 25 de ani. Pentru că televiziunea a avusese acest rol, să infiltrase în viața oamenilor și oamenii consumau doar ceea ce primeau la televizor. Stăm în situația ideală de a citi numai ce dorim noi, respectiv putem să căutăm orice. Internetul are acest avantaj fundamental în relația cu televiziunea. Trăim vremuri istorice. Și care ar fi concluzia acestei expoziții? Concluzia este că, indiferent cât de multă tehnologie vom folosi în viața noastră de zi cu zi, întotdeauna vederea unui obiect original nu poate fi compensată de niciun aparat. Da, este foarte interesant ce spuneți și este totodată o invitație, atât timp cât expoziția va mai fi deschisă, ca brașovenii să vină să vadă în original scrierea versurilor imnului național, pentru că nu foarte des sau astfel de ocazii, care, ce alte piese de valoare, care de obicei stau în spatele ușilor închise, mai pot fi văzute astăzi. Încercăm să spunem câte puțin despre diferite aspecte. Începem cu poezia Răsunet sau așa cum o știm noi astăzi, Deșteaptă Română. Însă la următoare avem scrisori. Pe vremuri oamenii nu comunicau prin SMS-uri sau prin e-mail-uri. Aveam scrisori care făceau multe zile până ajungeau la destinatar, dar erau atât de personale, scrise cu mâna proprie. Apoi avem o mini-expoziție dedicată sigiliilor. Sunt documente cu amprentă sigilară, avem peste 200 de asemenea documente în arhiva noastră. Expunem câteva publicului cu sigiliile originale ale lui Andrei Șabuna sau, știu, alte mari personalități ale culturii românești. Apoi prezentăm evoluția tehnicii de imprimare a imaginii, o expoziție despre fotografie, de la primele ateliere fotografice apărute în Brașov după 1850, arătăm publicului fotografii vechi, de pe vremea când nu existau fotografii în culori, dar de asemenea sunt asezonate cu ochelari 3D. Apoi vorbim despre tipografia Mureșanu, prezentăm evoluția tehnicii de imprimare a cuvântului scris. Înainte de a fi doar în format virtual în pixeli, au existat litere mobile care compuneau cuvinte. Ultimele trei săli sunt dedicate în ordine publicității. Arătăm cele mai vechi reclame tipărite la Brașov, din 1838 începând. Apoi copiii și copilăria, jocurile, jucăriile de la 1900 sau în prima jumătate a secolului al XX-lea, înainte de terminaluri și gadgeturi electronice. Iar în ultima sală prezentăm documente originale despre cum a apărut dansul de societate romană. Un dans istoric compus la Brașov în anul 1850 și noi avem documentele care dovedesc acest lucru. Toate împreună reprezintă o invitație adresată brașovenilor de a veni și a vedea ceva extrem de interesant, credem noi. Da, nemai văzută demonstrație. Și poți începe călătoria în timp și spații muzeale cu oricare dintre expoziții. Așa că, de ce nu ai dori să redescoperi Brașovul din primele fotografii care s-au făcut în oraș? Ar fi fascinant să știi și ce au scris mureșenii în spațiul destinat corespondenței. Mai cu seamă că nu este imposibil. După cum ne-a dezvăluit curatorul expoziției, fotografia între album de familie și document istoric. Două dintre expozițiile care pot fi vizitate în prima parte a anului 2016 la Muzeul Casa Mureșenilor vă aparțin, sunt ideile dumneavoastră. Este un fel de retrospectivă, este o sinteză a expozițiilor care au fost. Din expoziția care se referă la istoria fotografiei și la fotografia mureșenilor,
Ce pot înțelege vizitatorii acum? Așa cum am mai vorbit, cum am mai spus și altă dată, din păcate, spațiul e redus. Chiar dacă sunt 8 săli de expoziții temporare, fiecare expoziție în parte a avut și are doar o sală. Și e o jumătate din expoziția, cel mult, o jumătate din expoziția dedicată fotografiei de acum 2 ani, fotografia mureșenilor, fotografia ca album de familie și apoi document istoric, pentru că așa am intitulat-o. Dar și așa restrânsă, noi oferim publicului vizitator o oglindă a fotografiei, a imaginii, ce a reprezentat și ce reprezintă imaginea, un scurt istoric a fotografiei încă din anii 1570, secolul XVI-XVII, apoi până în secolul XIX cu principiul lui Daguerre și prima fotografie la 1839, respectiv primele fotografii ale mureșenilor, după 1850, după 1860, avem cărțile poștale ilustrate cu Brașovul de altă dată, pe care le avem puse în aceste panouri, pe aceste panouri, dar vizitatorii pot descoperi și pe site-ul muzeului aceste fotografii cu Brașovul de odinioară. Avem și elemente de interactivitate, respectiv fotografia stereoscopică, fotografia dublată și cu aparatul stereoscop, care acum nu mai este expus liber, ci în vitrină, în spatele meu, și totuși și fotografia 3D modernă, luată în ziua de astăzi de pe internet, cu ochelari 3D. Avem totodată un album de familie a unei familii din Drăguș, din județul Brașov, o familie de români care undeva după 1900, din cauza problemelor sociale mari pe care le aveau majoritatea românilor, s-au hotărât să plece patru frați, să emigreze în Statele Unite ale Americii. După 1918, trei dintre ei se întorc, iar un Ion sau un John, adoptat de americani, va rămâne acolo. Sunt urme încă în anii 60-70 a urmașilor săi. Această familie din Drăguș am reflectat-o printr-un album de familie. Așa cum știm cu toții la țară, dar și la oraș, iată, este un cult, dacă vreți, peste timp, peste istorie, a fiecărei familii, cu bunici, cu străbunici și care stă alături de icoană, lângă o icoană de obicei, aceste fotografii cu urmașii, cu noi, cu copiii noștri și care în timp, iată, poate deveni și document istoric. Asta am vrut să reflectăm alături de fotografiile impresionante cu reprezentanții familiei mureșenilor. Legat de familia mureșenilor și fotografie, sunt aceste cărți poștale ilustrate cu Brașovul de odinioară. Interesant ar fi poate să știm ce este pe verso. Aceste cărți poștale au circulat, există o corespondență pe ele, poate cineva să și știe ce era scris pe cealaltă parte nevăzută? Invităm pe toți doritorii, pasionații de astfel de imagini, cărți poștale ilustrate în special, pentru că și eu am fost pasionat și suntem pasionați și de viața privată. Ce însemna istoria vieții private acum un veac de când sunt cărțile poștale? Să viziteze site-ul arhivamureșenilor.ro, unde pot descoperi și în urma proiectului Muzeului Casa Mureșenilor din octombrie-noiembrie anul trecut, pot descoperi aproximativ 100 de astfel de cărți poștale ilustrate, care, la o rubrică anume, au și elemente de pe verso. Cine, cui trimitea, destinatar, expeditor, dar și câteva cuvinte traduse sau transcrise, multe dintre ele sunt în germană, sunt în maghiară, dar și foarte, foarte multe în românește. Și vedem gândurile oamenilor care trăiau la vremea respectivă. Ilustratele cu Brașovul erau primite cu plăcere în orice colț de lume și de țară. Dar cum ajungeau la destinație, la mijloc de secol XIX, te întrebi? Poți afla mai multe răspunsuri în expoziția Serviciile poștale în trecut, chiar de la începuturile în lume. În încăperea în care, dacă ești atent, vei descoperi și un bilet de călătorie cu poștalionul de la 1852.
Munca din mai mulți ani este sintetizată acum într-o expoziție pe un spațiu restrâns. Trei dintre expozițiile dumneavoastră se regăsesc în actuala variantă a poveștilor arhivei. Iată că și arhivele, sau poate mai ales arhivele, pot spune povești. Suntem în expoziția destinată istoriei poștei din Brașov. Ce poate să povestească această expoziție vizitatorului acum? Expoziția legată de serviciile poștale în Transilvania începe cu începuturile serviciilor poștale în lume, nu neapărat în Transilvania, cu apariția primei mărci poștale la 1840. Avem informații legate și de Gazeta Transilvaniei și a relației acesteia cu serviciile poștale din Transilvania, o relație care nu a fost foarte benefică și foarte ușoară și facilă. Iar apoi avem o mică istorie a poștei brașovene, a locurilor în care a funcționat acest oficiu poștal la Brașov și a serviciilor pe care acestea le oferea. Avem în expoziție și documente. În expoziție se poate vedea un bilet de poștalion cu care se putea călători. În original? În original, da, din Arhiva Mureșenilor. Este un bilet de poștalion pentru ruta Brașov-Făgăraș. Ce alte piese originale ar putea să admire vizitatorul? Sau în ce fel ați reușit să comunicați tot ceea ce v-ați propus? În vitrina în vitrina acestei expoziții avem expuse de la scrisori înainte de apariția plicului, scrisori care se sigilau cu sigilii, cu impresiuni sigilare și pe care se aplicau în original timbrele. Apoi la telegrame folosite, diverse mandate poștale, avize poștale, chiar un protocol poștal se poate admira în cadrul expoziției. Vizitatorii pot de asemenea să asculte o scrisori din arhiva noastră, o scrisoare a unei mame către fiul plecat la studii la Viena, o scrisoare oficială a lui Andrei Mureșanu către guvern, sau o scrisoare în lectură contemporană a unor artiști brașoveni, sau o scrisoare între doi soți, soția fiind plecată la băi să se recreeze, îi scrie soțului rămas acasă cu cei doi copii și îi dă tot felul de instrucțiuni. Ce bine se leagă istoria poștei cu expoziția din sala alăturată, în care și acum tronează pianul, ca în orice casă care se respectă. Sigiliul, garanția autenticității, expoziție în care piesa de rezistență este o veche pecete, datată 1770. Ați vorbit de expoziția destinată istoriei poștei, dar iată că ați atins și aspecte legate de sigilii și de publicitate, fiind vorba de Gazeta Transilvaniei. Așa este, în arhiva noastră avem un fond important de impresiuni sigilare păstrate pe documente. Sunt impresiuni realizate atât în ceară cât și în fum sau în cerneală. Sunt impresiuni sigilare ale diverselor instituții de învățământ, instituții bisericești, instituții culturale ale Brașovului și nu numai. Avem și impresiuni sigilare ale personalităților familiei Mureșanu. Avem, se pot vedea în expunere documente pe care sunt păstrate impresiuni sigilare ale Brașovului sau ale Transilvaniei. Ce înseamnă asta? Adică este ceara pe care s-a aplicat tiparul sigilar, se numește impresiune sigilară. Și cine face asta? Putea face cel care emitea documentul și asigura că acel document este original și este adevărat. De exemplu, pe documentul pe care avem imprimat sigiliul Transilvaniei a fost aplicat de către guvernul Transilvaniei de la Sibiu. Sunt foarte multe povești, într-adevăr, documentarea înseamnă mult mai mult și ne este foarte greu să alegem doar să spicuim anumite informații, le alegem pe cele care
considerăm noi că sunt așa un pic mai, sunt picanterii, sunt un pic de sare și piper. Nu este doar istoria pur și simplu, aducem un plus de culoare, nu este ușor să alegem într-adevăr și să păstrăm o mică parte de fapt din munca noastră. Nu se ajunge la facil dacă doar căutăm picanterii? Nu neapărat, pentru că noi mai avem o altă latură, avem toată această documentare pe care o facem, o publicăm în reviste de specialitate și cei care doresc să afle și mai mult au acces și la această informație științifică. Dar nu putem să ne închidem într-un turn de filtre și să ne adresăm doar unui anumit tip de public. Trebuie să fim deschiși pentru absolut oricine. Picanterii sunt din plin în expoziția Auziți, Vedeți, Mirați-vă, expoziție de publicitate, care a încântat publicul. Este de amintit că prima reclamă publicată la Brașov vreodată avea ca subiect un eveniment muzical. Arătare de concert, așa a fost intitulat primul anunț publicitar din Gazeta de Transilvania. Știu că atunci când a fost deschisă cealaltă expoziție, care se află în rezumat aici, aceea referitoare la publicitate, atunci publicul era fascinat de mesajele publicității din vremea copilăriei sale la Brașov. Dați-ne niște exemple. Da, din expoziția de publicitate am păstrat cel mai puțin datorită spațiului în care ea este găzduită astăzi. Avem publicitate la foarte multe produse, începând de la cele alimentare, la vestimentație. Nu am uitat cosmetica și produsele acestea adresate de înfrumusețare adresate femeilor, produsele farmaceutice. Ne distrăm și un pic, citim despre restaurantele și hotelurile din Brașov și serviciile pe care acestea le ofereau și nu în ultimul rând încheiem expoziția cu tipografia Aurel Mureșan. Și să nu uităm că primul anunț publicitar a fost un anunț cultural. Așa este, da, apărea în primul an de apariție al gazetei, la 1838. Într-adevăr, este un anunț de concert care se ținea la Sala Redutei din Brașov. Expoziția se încheia cu tipografia lui Aurel Mureșanu. Și cum un sfârșit e un început. Așa debuta o altă expoziție de succes, rezumată acum în muzeu. Replica tipografiei de secol XIX a adus mult public în casa mureșenilor, iar în câteva case chiar sunt expuse pagini ale gazetei imprimate cu numele vizitatorilor. În mini-expoziția de acum poate fi văzut în original documentul care atestă achiziționarea mașinii tipografice de la firma Kaiser din Viena. Tipografia Aurel Mureșanu a fost un subiect care a atras mulți vizitatori în Casa Mureșenilor. Acum, în această retrospectivă, are un spațiu destul de limitat, care probabil este un fel de avanpremieră pentru ce urmează în celelalte săli ale Casei Mureșenilor. Cea de-a cincea sală a Muzeului Casa Mureșenilor găzduiește de această dată o expoziție dedicată tipografiei a Mureșanului, o poveste scoasă tot din cutiile arhivei Muzeului Casa Mureșenilor. La sfârșitul anului 1887, ziarul Gazeta Transilvaniei își anunța cititorii că începând cu anul 1888 va fi editată într-o nouă tipografie și anume tipografia a Mureșanului. Era o nouă afacere a familiei. La 1862, Iacob Mureșanu cerea autorităților maghiare dreptul de a înființa o tipografie românească în cetatea Brașovului. Însă activitatea sa politică, lupta pentru drepturile naționale ale românilor din Transilvania, i-au atras un răspuns negativ din partea autorităților maghiare, iar această tipografie românească avea să fie înființată abia în anul 1888, de data aceasta de către fiul său, Aurel Mureșanu. Cum se regăsesc toate aceste istorii și povești în expoziția care poate fi vizitată în prima parte a anului 2016?
În arhiva Muzeului Casa Mureșenilor nu există foarte multe documente despre tipografia Amureșeanu, însă se păstrează câteva în limba germană care atestă, de exemplu, achiziționarea mașinii tipografice de la Viena. Era o mașină Schnelle Presse. Apoi o listă cu lucrătorii tipografi, lucrătorii din tipografia a Mureșeanu. Iar pentru anul 1915 avem o schiță realizată de Elena Mureșeanu care atestă existența acestei tipografii în interiorul acestui muzeu, la vremea respectivă pe adresa Piața Inului numărul 22. Astăzi Muzeul Casa Șirul Inului numărul 22. În expoziția de bază a Muzeului Casa Mureșenilor există și o replică a mașinii de tipărit folosită de către Aurel Mureșeanu. Aceste panouri atrag atenția și prin acele mici ecrane în care sunt niște imagini. Iată cum încercați prin tehnici actuale să aduceți mult mai multă informație decât v-ar permite acest spațiu. Informația de pe panouri este completată și cu filmulețele de pe tabletă. Unele filmulețe sunt preluate și de la Muzeul Gutenberg din Mainz. Această expoziție în miniatură, așa cum spuneam, este o invitație către expoziția mare, expoziția în care sunt obiecte și piese originale combinate cu replici. Întrebam dacă vizitatorul de acum poate să-și mai tipărească acele numele pe acea pagină replică a gazetei de odinioară. Da, se mai poate. În expoziția de bază, care de data aceasta este mutată în sălile din spate ale Muzeului Casa Mureșenilor, vizitatorii interesați pot pleca acasă cu o amintire a trecerilor prin acest muzeu, putând să-și tipărească numele sau ce doresc, o propoziție la această replică după mașina de tipărit folosită de Aurel Mureșeanu. O joacă interesantă ar putea părea. Cum rar întâlnit, poți să te joci imaginar, evident, cu jucării de acum un secol. Este invitația lansată de fotografii de epocă cu copiii mureșenilor și de jucăriile unui colecționar contemporan la expoziția Copiii și copilăria de altă dată. Este mult mai restrânsă, din păcate, pentru că spațiul e chiar mic acolo, dar ne-a ajutat iarăși colecționarul brașovean Marian Spatariu. Multe din jucăriile sale sunt acum la Castelul Brană, în altă expoziție. Iată două expoziții în paralel dedicate copilăriei în Brașov și la 20 de kilometri de Brașov. Da, avem și o expoziție consacrată copilăriei, așa cât este ea redusă. Și deja copiii și vizitatorii au fost plăcut impresionați să vadă jucării și din perioada comunistă, dar și mai vechi, unele de 60, 70, 100 de ani. Iar ultima dintre expoziții reprezintă și o invitație la dans, Romana, dans de societate brașovean. Le dă ocazia vizitatorilor să vadă până și caietul bilingv româno-german, Romana, apărut în anul 1903 la tipografia A. Mureșeanu, în care au fost publicate partiturile și versurile celebrului dans. Acum e prilej de festival și nelipsit din marile evenimente care povestesc istoria muzicală a Brașovului.